De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Au existat regi care au găsit că este foarte eficient să-și țină supușii într-o stare continuă de neliniște. Dacă oamenii se îngrijorează cu privire la viața lor și dacă se gândesc mereu de unde le vor veni bucatele pentru următoarea masă, atunci probabil vor fi mai dornici să facă voia regelui pentru a primi hrana de care au nevoie. Dar îngrijorarea îi ține supuși. Frica face monarhia stabilă. Unul din cele mai mărețe lucruri cu privire la Iisus este că el nu vrea ca poporul lui să se îngrijoreze. El nu își întărește domnia cultivând îngrijorarea. Din contră, scopul domniei lui Iisus este să te elibereze de îngrijorare. El nu are nevoie să te țină într-o stare de îngrijorare pentru a-și instaura puterea și superioritatea. Acestea sunt de neatins și invincibile. În schimb, el își înalță puterea și superioritatea, luându-ne îngrijorările. Când Iisus spune, nu vă îngrijorați cu privire la ziua de mâine, el pretinde acel cel de viață pe care oricine și-l-ar dori, fără îngrijorare și fără vreo frică de oameni sau de necazuri. Dar cum se așteaptă Iisus ca această poruncă să devină o realitate când vedem peste tot în jurul nostru lucruri care ne fac să ne îngrijorăm? Iisus ne ajută printr-un pasaj lăsat în Scriptură care are de-a face cu lucrurile de bază ale vieții, precum hrana, băutura și îmbrăcămintea. Oricine poate vedea clar că ideea principală a lui Iisus în Matei, în capitolul 5, versetele de la 24 la 31, este să nu ne îngrijorăm. Dar aceasta este formula negativă a ideii principale din pasaj. Nu vă îngrijorați! Formula pozitivă este în versetul 33 și anume, în loc să fii îngrijorat, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Dar cu alte cuvinte, când vă gândiți la viața voastră, la mâncare sau la îmbrăcămintea voastră, ori la soțul, soția, locul de muncă și așa mai departe, nu vă frământați cu privire la ele. În schimb, faceți-l pe Dumnezeu rege în acel domeniu și în acel moment. Adică, încredințează-ți situația puterii sale regale și faceți voia lui neprihănită cu încredere că el va lucra pentru voi și va împlini toate nevoile. Dacă credem în domnia regală a Tatălui nostru ceresc, nu avem nevoie să ne îngrijorăm cu privire la nimic. De astfel, tot ce mai înfățișează acest text reprezintă un sprijin pentru porunca lui Iisus. Observ cel puțin 8 motive pe care le dă Iisus ucenicilor să nu se îngrijoreze. Da, primul este dat în versetul 25, unde este scris, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici la trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. De ce? Și continuă. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Acum, ce înseamnă asta? De ce tindem să ne îngrijorăm cu privire la mâncare și la îmbrăcăminte? Deoarece există 3 lucruri pe care le-am pierde dacă nu am avea mâncare și îmbrăcăminte. Întâi, am pierde niște plăceri, da? Mâncarea este bună. Apoi, am pierde niște laude din partea oamenilor cu privire și priviri admirative, dacă nu am avea haine frumoase. Iar apoi, s-ar putea să ne pierdem viața, dacă nu mâncăm sau nu suntem protejați de haine. Dar acestei temeri, Iisus îi răspunde, dacă ești cuprins de îngrijorare cu privire la aceste lucruri, ai pierdut din vedere măreția vieții. Viața nu este în primul rând pentru plăcere fizică, ci pentru ceva mai măreț, pentru bucuria în Dumnezeu. Viața nu ni s-a dat ca să fim aprobați de oameni, ci de Dumnezeu. Viața nu ni s-a dat nici măcar pentru a o prelungi, ci pentru ceva mai măreț, pentru viață veșnică. Nu trebuie să ne îngrijorăm cu privire la mâncare și îmbrăcăminte, pentru că nu ele ne oferă lucrurile importante ale vieții. Ne îngrijorăm de ele în măsura în care îl pierdem din vedere pe Dumnezeu și măreția sa. Păi, al doilea motiv pe care ni-l oferă Iisus ca să nu ne îngrijorăm se găsește în Matei, capitolul 6, în versetul 26. Spune, uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele?
ce vedem când privim la păsări nu este o lecție despre lene. Ele caută viermi, da? Înhață gâzele, își fac cuib din ramuri și frunze. Da? Dar Iisus afirmă că Dumnezeu este Cel care le hrănește. Păsările nu strâng nimic motivate de îngrijorare, ca și când Dumnezeu nu ar face mâine același lucru pentru ele. Ele doar își fac datoria lor. Așa cum și noi trebuie să o facem pe a noastră, știind că mâine, atunci când soarele va răsări iarăși, Dumnezeu va fi tot Dumnezeu. A treilea motiv pentru care nu trebuie să ne îngrijorăm este acela că îngrijorarea este neproductivă. Și spune, și cine dintre voi poate adăuga prin îngrijorare un cot la lungimea vieții lui? Dar argumentul este foarte pragmatic. Îngrijorarea nu te duce nicăieri. Nu-ți face niciun bine. Oricare ar fi problema care te face să te îngrijorezi, poți fi sigur că grijile nu-ți vor diminua problema, dar te vor face doar să te simți nenorocit, ori de câte ori vei încerca să o rezolvi. Așadar, nu te îngrijora, dar ce este inutil. Al patrulea motiv pe care ni-l dă Iisus ca să nu ne îngrijorăm se referă la crini. Și spune, și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Când te uiți la crini care nu au putere sau instinct ca să lucreze pământul sau ca să toarcă și totuși este împodobit cu forme și culori foarte frumoase, Iisus ne spune că ar trebui să tragem cel puțin o concluzie. Lui Dumnezeu îi face plăcere să împodobească frumos lucrurile. Dar dacă această plăcere își găsește expresia în felul în care împodobește iarba, care astăzi este și mâine s-a dus, atunci cu siguranță că plăcerea lui de a-și împodobi creația își va găsi expresia și felul în care își îmbracă copiii. Da? Dar poate cineva va spune, pe mine Dumnezeu nu m-a împodobit, sau Dumnezeu nu i-a împodobit pe creștinii săraci. Este adevărat că foarte puțin din cei care îl urmează pe Iisus sunt îmbrăcați precum Solomon. Da? Împodobirea pe care a promis-o Iisus nu înseamnă că vom avea haine luxoase, ci înseamnă că vom avea îmbrăcămintea de care vom avea nevoie. Ați văzut vreodată un ucenic al lui Iisus să nu fie împodobit cu ceea ce îi era necesar ca să facă lucrarea la care l-a chemat Dumnezeu? Al cincilea și al șaselea motiv pentru care să-L urmăm pe Iisus fără să ne îngrijorăm se găsește în Matei, capitolul 6, versetul 32. Dar nu ar trebui să ne îngrijorăm cu privire la ce mâncăm, la ceea ce bem sau cu ce ne îmbrăcăm, deoarece toate aceste lucruri neamurile le caută și Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Îngrijorarea cu privire la lucrurile acestei lumi ne pune pe același nivel cu lumea celor necredincioși. Arată că suntem foarte asemănători cu lumea când este vorba de lucrurile care ne fac fericiți. Și Iisus asumă faptul că nu vom dori să fim astfel. Da. Ne mai arată că nu ne gândim la faptul că Tatăl nostru ceresc cunoaște toate nevoile noastre. Ori poate că nu ne gândim că are inima unui tată iubitor. Îngrijorarea indică faptul că suntem prea aproape de lume și prea departe de Dumnezeu. Așa că nu vă îngrijorați. Lumea nu are nimic veșnic de oferit, iar Tatăl vostru iubitor cunoaște toate nevoile voastre, atât cele prezente, cât și cele veșnice. Al șaptelea motiv pentru a nu te îngrijora este acela că atunci când cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu, El lucrează pentru tine și îți dă tot ce ai nevoie. Și spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dar toate aceste lucruri nu înseamnă tot ceea ce credem noi că este de trebuință, ci toate lucrurile de care avem cu adevărat nevoie. Iar nevoile reale sunt stabilite de lucrarea pe care ne cheamă Dumnezeu să o facem, nu de ceea ce ne-ar place noi să o facem. Dar Dumnezeu ne va da toate aceste lucruri de care avem nevoie ca să împlinim chemarea Lui. Și ultimul argument este acesta. Nu vă îngrijorați, deci, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazului ei. Cu alte cuvinte,
Dumnezeu i-a stabilit fiecare zile porția ei de plăcere și de suferință. Așa că nu luați azi problemele hotărâte de Dumnezeu pentru ziua de mâine. Adică nu le aduceți în ziua de azi sub forma îngrijorărilor. Aveți încredere că Dumnezeu va fi și mâine Dumnezeu. În ziua de mâine va fi har pentru problemele zilei de mâine. Acel har nu este dat astăzi. Ideea principală în toate acestea este clară. Iisus nu vrea ca cei ce-L urmează să se îngrijoreze. El nu își păstrează împărăția ținându-și supușii într-o stare de îngrijorare. Din contră, conform Matei, capitolul 6, cu cât împărăția Lui este mai importantă pentru noi, cu atât vom fi mai puțin îngrijorați. De aceea, haideți să nu uităm aceste argumente pentru care îngrijorarea ar trebui să dispară din viața noastră. Acesta este adevărul, pur și simplu.